sfârșit. Cântăm în steagul înălțat, că suntem de nebiruit. Atâția domnitori ce-au fost, acest pământ au apărat. Ei au știut în față pe domnul profesor Bruian Novac, cel mai simpatic profesor, pentru a vă prezenta revista aniversară. Mult iubite doamne, stimați domni, mult stimate domnule președinte Nedelcu, mă bucur tare mult că sunteți și de data asta la Brălad. Și de ce să nu perii și eu un pic, mult stimate domnule președinte Mihai. Eu nu prea știu exact ce trebuie să vă spun dumneavoastră în seara asta. Nu mi s-a dat niciun fel de indicație. Eu sunt om de tip vechi și eram obișnuit cu acestea. Dar poate că mă voi descurca până la urmă cu ajutorul copiilor pe care i-am văzut ceva mai devreme. Mi-aduc aminte văzând-o pe Lorena Cucu, cea micuță, parcă mi-aduc aminte de un an care se chema 1939. Aveam 4 ani la timpul acela. Și parcă mă văd în poarta casei, cântând, nu știu de ce, poate pentru că înainte cu o lună fusese tata concentrat și plecase în războiul din răsărit. Cântam, da, războiul sunt. Cântam un cântec pe care nu l-am uitat și nu o să-l uit, cred că niciodată, Nisturile, pe malul tău crește o iarbă și un dud tău. Nu vi-l cânt acum, dar mulți dintre dumneavoastră l-ați auzit. Pentru noi cânticul acesta avea o anumită semnificație, noi cei trăind la vremea aceea și născuți în Basarabia, de unde sunt eu. Eu am o sarcină destul de fragilă în seara asta. Pentru că știu că această revistă pe care o facem noi și al cărei titlul îl vedeți dumneavoastră în față, aici în stânga, revista Viața Noastră, editată de Casa de Ajutor Reciprocă Personală din Brălad, care poartă numele Elena Ecuza, e o revistă căreia chiar vrem să-i conferim statutul de revistă. În momentul în care unei publicații, stimați prieteni, îi spui revistă, ea deja trebuie să se prezinte cu un anume fason în fața celor care au poate bucuria, poate întâmplarea de a o citi. O revistă este un lucru responsabil, o revistă este un fapt de cultură autentică și dacă răspunde cel puțin acestor două cerințe, ea, cu siguranță, își merită dreptul de a sta într-un raft de primă mărime al bibliotecii personale. Noi avem pretenția de câțiva ani încoace și iarăși trebuie să o spun, datorită
președintului acestei case, magistratul Nicolae Mihai, care, de lângă faptul că are un orgoliu pozitiv permanent, dar are și dorința expresă de a realiza împreună cu colaboratorul lui, pe care își alege cu micală și cu teribil de multă atenție și cu exigență, să facă lucruri de calitate, pentru că altfel efortul este inutil. Poate că ați reținut din cele câteva versuri ale plugușorului rostit de copiii aceia grigani, cum le-aș spune Ion Creangă din Bogana, că munca fără trudă e ca dudul fără agudă. Adică, da. Asta am încercat noi să facem cu revista Viața Noastră. Eu nu vreau să vă prezint nici într-un fel de amănunt, pentru că nu mulți, toți dintre dumneavoastră veți intra cu siguranță, nu domnule președinte, în posesia ei. Dar vreau să vă spun că acest număr omagial, cum se scrie pe coperte, cum vedeți dumneavoastră și cum veți și constata, am dorit să fie cu adevărat reprezentativ pentru zilele acestea în care noi, domnule președinte Preda, sărbătorim 120 de ani de la înființarea acesteia. Să știți că Bărladul, care are o vârstă mai mult decât apreciabilă, peste 800 de ani, Bărladul a înregistrat de-a lungul existenței lui istorice evenimente deosebite. Unele negative, altele pozitive. Trecându-le la cele negative, cele câteva rânduri în care a fost ars din temerii de tătari, de turci, dar a rezistat și a renăscut din propria lui cenușă, exact ca pasărea Phoenix, pe care mai știți dumneavoastră. Lângă acele evenimente de-a lungul celor 8 secole, evenimentul de astăzi este pentru noi și bag de seamă și pentru unii dintre noastre, dovadă că sunteți aici, pentru care vă mulțumim din suflet, vrem să rămână întipărit în memoria noastră prin gestul acesta de prezență. Numărul 38 al revistei Viața Noastră vrem neapărat să fie un punct care să rămână în istoria casei și în istoria Bărladului. Un număr omagial cu adevărat. Drept pentru care el conține foarte multe, teribil de multe mesaje. Mesaje din partea unora dintre dumneavoastră, dintre oaspeții din țară. Mesaje ale bărlădenilor, ale conducătorilor noștri de la județ, de la municipiu, un mesaj cald al domnului președinte Preda Nedelcu și al multora dintre dumneavoastră. 2018 este anul omagial al unității de credință și de neam. Dar 1918, anul în care s-a realizat Marea Unire de la 1 decembrie, este anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri. Ajutați-mă o clipă. Și dacă sunteți și mai operativ, este admirabil. Știți că jumătate de ori e cam mult. Mulțumesc. Stimați prieteni, am început... Merge sau nu merge? Rotiție spre cavitatea. Am început, stimați prieteni, să vă spun ceea ce v-am spus cu anul omagial și anul comemorativ.
Îmi place tehnica, când e tehnica. Am să încep prin a vă aminti câteva versuri cu care noi am deschis această revistă și nu întâmplător, scrise de un poet al Iașului, pe nume Vasile Filip. Vă chem cu glas de bucium și de om, reverberând într-un profund ecou, să ne adunăm sub strămoșescul pom, să răsădim pădurile din nou. Să curcă din izvoare apărurile și grai străbuni din gura cea de rai. În vatra noastră focul viu să fie înveșnicit, în vatra ta să stai. Vom bate timpul doar șezând alături din rădăcini, nimic să nu ne scoată. Răzbatem prin furtună de omături, pădure nouă răsădim din cioate. Sub semnul crucii năzuim a face lumină lină în fereastra sfântă, să ne trezim cărarea către pace, căci Domnul nostru bine ne cuvântă. Vă chem cu glas de doină și baladă, cu vocea celor care au să vină, să facem codru din firava mladă, să fim din nou furnică și albină. E un îndemn cu subtitlul chemare. E o chemare în aceste timpuri în care parcă uneori nu ne mai găsim cărarea. Noi, care stăm aici de 2000 și ceva de ani, am început să ne căutăm obârșile prin alte locuri, dincolo de ocean, dincolo de Mediterana, și în loc să ne îngrijim de rondul nostru de flori din fața casei, am ajuns să ne iertați argații, slugile și servantele Europei. Parcă îmi pare rău și eu cred că anul 2018 ar trebui să ne pună pe gânduri și să revenim la școală. Să facem din școală locul acela din care să învățăm că suntem români. Revista noastră exact acest mesaj îl transmite în cele 56 de pagini ale sale. Și închei, stimați prieteni, pentru că dumneavoastră veți citi cu siguranță revista, închei cu un fragment succint din editorialul semnat de președintele nostru, domnul magistrat Nicolae Mihai, un editorial care se intitulează Suișul continuă. Iată ce ne spune într-un loc și cu asta chiar închei, stimați prieteni și iubite de Doamne, cu vorbele. Vă rugase, domnul președinte, să închideți telefoanele. Dar e greu ca chemarea noastră să aibă ecou. Suntem români moderni, facem parte din Europa, lua la Berga. Închei spunându-vă dumneavoastră vorbele din editorial al domnului președinte. Haina noastră de sărbătoare a devenit strai tradițional cu care ne înfățișăm în fața dumneavoastră localnici iubiți, precum și oaspeți dragi de pe cuprinsul încă românesc, primindu-vă cu rostiri quasi timide, dar sincere și concrete, lăsându-vă libertatea întreagă de a ne descoperi faptele care ne consacră. Tu
trunchiul nostru e încă viguros, fiindcă a ajuns peste centenar, iar cele 32 de crengi verzi își întind cetinele tocmai din lunga prutului care își curge tristețea de a-și îndeplini falsul rol de hotar între frați, până în slănicul Moldovei de pe versantul estic al munților Nemira, un mic imperiu al încrederii, al întrajutorării și al omenirii. Metaforic prezentată, aceasta e casa noastră, ce are pe Elena Cuza de Mârlat. Noi, vremelnicii prin lume, ne vom trece ca florile câmpului, dar casa noastră va dăinui cât bârlatul. Fie ca centenarul viitor, numărul crengilor să crească și să înflorească. La mulți ani, ne spune președintele, la mulți ani vă spun și eu dumneavoastră, mulțumindu-vă cu îngăduință, că mi-ați ascultat timidele mele vorbe. Acest pământ